Cartea Hristos, Lumina Lumii de Ellen White Partea a patra Zile de făgăduință Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Isaia 9,2 Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Ioan 6 cu 33. Capitolul 23 Împărăția lui Dumnezeu este aproape. Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Luca 21 cu 31. 34 și 36. Isus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 1 cu 14 și 15 Venirea lui Mesia se vestise mai întâi în Iudea. În templul din Ierusalim, Fusese prezis lui Zaharia pe când sluja în fața altarului nașterea înainte mergătorului. Pe dealurile Betleemului, îngerii vestiseră nașterea lui Isus. La Ierusalim veniseră magii să-l caute. În templu, Ana și Simeon mărturisiseră despre Dumnezeirea lui. Ierusalimul și toată Iudeia ascultaseră predicarea lui Ioan Botezătorul, iar delegația trimisă de Sinedriu împreună cu toată mulțimea auzise mărturia lui despre Isus. În Iudea, Hristos primise cei din tâi ucenici ai săi. Aici petrecuse el o mare parte din timp la începutul lucrării sale. Srefulgerarea dumnezeirii sale la curățirea templului, minunile sale de vindecare și învățăturile pline de adevări dumnezeiesc care porneau de pe buzele sale, toate proclamau ceea ce declarase el în fața Sinedrului, după vindecarea săvârșită la Betesda, că era fiul celui veșnic. Dacă conducătorii lui Israel ar fi primit pe Hristos, el i-ar fi onorat ca soli ai săi care să ducă lumii Evanghelia. Lor li s-a dat întâi ocazia de a deveni vestitori ai împărăției și ai harului lui Dumnezeu. Dar Israel n-a cunoscut timpul cercetării lui. Gelozia și neîncrederea conducătorilor iudei se transformase într-o ură fățișă și inima poporului a fost îndepărtată de Isus. Sinedrul le pădase solia lui Hristos și era hotărât să o moare. De aceea Isus s-a îndepărtat de Ierusalim și de preoți, de templu și de conducătorii religioși, de poporul care fusese învățat în ale legii și s-a îndreptat către o altă clasă de oameni pentru a le vesti solia și pentru a aduna pe aceia care urmau să vestească Evanghelia la toate neamurile. După cum lumina și viața oamenilor a fost lepădată de autoritățile eclesiastice în zilele lui Hristos, la fel a fost lepădată și în toate celelalte generații următoare. Iarăși și iarăși s-a repetat istoria retragerii lui Hristos din Iudea. Atunci când reformatorii au predicat cuvântul lui Dumnezeu, ei nu se gândiseră să se despartă de biserica existentă, dar conducătorii religioși n-au vrut să tolereze lumina, iar aceia care o purtau au fost siliți să caute pe alții care doreau după adevăr. În zilele noastre, puțin dintre cei care susțin că sunt urmașii reformatorilor, sunt mânați de spiritul lor. Puțini ascultă de glasul lui Dumnezeu și sunt gata să primească adevărul fără să țină seama de cine îl prezintă. Adesea, aceia care merg pe urmele reformatorilor sunt obligați să se îndepărteze de bisericile pe care le iubesc pentru ca să poată vesti învățătura lămurită a cuvântului lui Dumnezeu. Și de multe ori, aceia care caută lumina sunt obligați de către aceeași învățătură să părăsească biserica părinților lor ca să-i poată da ascultare. Locuitorii Galileei erau disprețuiți de rabinii din Ierusalim ca fiind oameni grosolani și neînvățați, dar cu toate acestea oferau un câmp mai favorabil pentru lucrarea Mântuitorului. Ei erau mai zeloși și mai sinceri, fiind mai puțin stăpâniți de bigotism, mintea lor era mai primitoare pentru adevăr. Mergând în Galileea, Isus nu a căutat singurătatea sau izolarea. Pe vremea aceea, Provincia era plină de locuitori și amestecul de naționalități era mai mare decât în Iudea. Când Isus a călătorit în Galileea învățând și vindecând, mulțimile au alergat la el din orașe și din sate. Mulți au venit chiar și din Iudea și din provinciile învecinate. Adesea era obligat să se ascundă de oameni. Entuziasmul era atât de mare încât era nevoie să se ia măsuri de prevedere, ca nu cumva autoritățile romane să se teamă de răscoală. Niciodată nu mai fusese un timp ca acesta pentru lume. Cerul se coboruse pe pământ. Sufletele flămânde și însetate, care așteptaseră multă vreme mântuirea lui Israel, se uspătau acum din harul unui mântuitor milostiv. Tema predicării lui Hristos era s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. În felul acesta, solia Evangheliei, așa cum era prezentată de Mântuitorul însuși, se întemeia pe profeții. Timpul despre care el spunea că s-a împlinit era perioada făcută cunoscută lui Daniel de către îngerul Gabriel. 70 de săptămâni, zicea îngerul, au fost hotărite asupra poporului tău și asupra cetății celei sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veștice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea sfântului sfinților. Daniel 9,24 În profeție, o zi reprezintă un an număr 14 cu 34, Ezechiel 4 cu 6. Cele 70 de săptămâni sau 490 de zile reprezintă 490 de ani. Se dă un punct de plecare pentru această perioadă. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, Mesia, la Cârmuitorul, vor trece șapte săptămâni apoi 62 de săptămâni, Daniel 9 cu 25, adică 483 de ani. Porunca pentru rezidirea Ierusalimului, așa cum a fost completată prin decretul lui Artaxerse Longimanus, vezi Estra 6 cu 14, 7 cu 1 la 9, a fost pusă în aplicare în toamna anului 457 înainte de Hristos. De la data aceasta, 483 de ani se întind până în toamna anului 27 după Hristos. După ce spuse în profeție, această perioadă trebuie să ajungă la Mesia cel uns. În anul 27 după Hristos, Isus a primit la botezul său ungerea Duhului Sfânt și curând după aceea și-a început lucrarea. Atunci s-a vestit solia, s-a împlinit vremea. Apoi îngerul a zis, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, șapte ani. Timpul de șapte ani de când Isus și-a început lucrarea, Evanghelia trebuia să fie predicată în deosebi iudeilor, trei ani și jumătate, prin Hristos personal și apoi prin apostoli. La jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, Daniel 9,27. În primăvara anului 31 după Hristos, adevărata jertfă a fost oferită pe Golgota. Atunci catapeteasma templului a fost sfâșiată în două, arătând că se retrăsese sfințenia și însemnătatea de la serviciul jertfelor. Venise timpul să înceteze jertfele și darurile în templul de pe pământ. Săptămâna aceasta, șapte ani, s-a încheiat în anul 34 după Hristos. Atunci, prin omorârea lui Ștefan cu pietre, iudeii au sigilat lepădarea Evangheliei. Ucenicii răspândiți din cauza persecuțiilor în toate părțile mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Fapte 8 cu 4 Și nu mult după aceasta s-a convertit Saul, persecutorul, care a devenit Pavel, apostolul neamurilor. Timpul venirii lui Hristos, ungerea lui prin Duhul Sfânt, Moartea lui și vestirea Evangheliei la neamuri erau arătate cu precizie. Iudeii avuseseră privilegiul de a înțelege aceste profeții și a le recunoaște în plinirea în lucrarea lui Isus. Hristos a stăruit ca ucenicii lui să înțeleagă însemnătatea studiului profețiilor. Referindu-se la profeția dată lui Daniel cu privire la timpul lor, el a zis, Cine citește să înțeleagă. Matei 24,15 după înviere, el a explicat ucenicilor din toți profeții ce era cu privire la el. Luca 24, cu 27 Mântuitorul vorbise prin toți profeții. Duhul lui Hristos care era în ei vestea dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. 1 Petru 1 cu 11 Îngerul Gabriel, următorul în rang după Fiul lui Dumnezeu, venise la Daniel cu solia dumnezeiască. Tot Gabriel, îngerul său, a fost trimis de Hristos să facă cunoscut viitorul lui Ioan cel iubit. Pentru aceea care citesc și aud cuvintele profeției și țin lucrurile scrise în ea, e făgăduită o binecuvântare. Apocalips 1 cu 3 Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să și descopere taina sa slujitorilor să-i Deși lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Amos 3 cu 7, Deuteronom 29 cu 29. Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri și binecuvântarea Lui va însoți cercetarea cu respect și cu rugăciune a scrierilor profetice. După cum solia primei veniri a lui Hristos vestea împărăția Harului Său, tot astfel solia celei de-a doua veniri a lui vestește împărăția slavei sale. A doua solie, ca și cea din tâi, se întemeiază pe profeție. Cuvintele îngerului către Daniel cu privire la zilele din urmă aveau să fie înțelese în timpul sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cei răi vor face răul și nici unul dintre cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Daniel 12:4 și 10. Mântuitorul a dat semne pentru venirea lui, și el zice: Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea fiului omului. Luca 21 cu 31, 34 și 36 am ajuns la timpul prezis de aceste profeții. A venit timpul sfârșitului. Viziunile profețiilor sunt desigilate și avertizările lor solemne arată că venirea Domnului nostru în slavă s-a apropiat. Iudeii au interpretat greșit și au aplicat greșit cuvântul lui Dumnezeu și n-au cunoscut timpul cercetărilor. Anii de lucrare ai Mântuitorului și ai apostolilor lui Ultimii ani prețioși ai Harului pentru poporul ales i-au petrecut complotând nimicirea trimișilor Domnului. Erau stăpâniți de ambiții pământești și darul împărăției spirituale le-a fost dat în zadar. La fel și astăzi, împărăția acestei lumi stăpânește gândurile oamenilor și ei nu iau seama cât de repede se împlinesc profețiile și nici nu recunosc semnele grăbitei apropieri a împărăției lui Dumnezeu. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. Cu toate că nu putem să știm ceasul revenirii Domnului, tot putem să cunoaștem apropierea venirii Lui. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Întâi Tesalonicen 5 cu 4 la 6 Capitolul 24 Nu este acesta fiul dâmplarului? Capitolul acesta este scris pe temeiul celor din Luca 4, 16 30. Asupra zilelor strălucite ale lucrării lui Hristos în Galileea a coborât o umbră. Oamenii din Nazaret l-au lepădat nu e acesta fiul templarului, ziceau ei. În timpul copilăriei și tinereții sale, Isus a luat parte la serviciul de cult împreună cu frații săi în sinagoga din Nazaret. De când începuse lucrarea sa, nu mai fusese printre ei, dar ei nu erau în necunoștință cu privire la ce se întâmplase cu el. Când s-a arătat din nou printre ei, Interesul și așteptările lor au fost târnite până la încordare. Erau acolo fețele cunoscute ale acelora pe care îi cunoscuse din copilărie. Erau acolo mama lui, frații și surorile lui, și toți ochii s-au îndreptat spre el când a intrat în sinagogă în ziua sabatului și a luat loc între credincioși. În slujba obișnuită a zilei, cel mai în vârstă citea din profeți și îndemna pe oameni să nădăjduiască și mai departe în venirea celui făgăduit, care va aduce cu sine o domnie plină de slavă și va alunga orice apăsare. El căuta să încurajeze pe ascultătorii săi, repetându-le dovezile că venirea lui Mesia era apropiată. El descria slava venirii lui, scoțând în evidență ideea că el avea să se arate în fruntea unei oștiri pentru a elibera pe Israel. Când un rabin era de față în sinagogă, se aștepta ca el să țină predica și oricare dintre israeliți putea citi din profeți. În sabatul acela, Isus a fost rugat să ia parte la săvârșirea cultului. El s-a sculat să citească, i s-a dat cartea prorocului Isaia. Cuvintele pe care le-a citit erau socotite ca vorbind despre Mesia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea și a dat-o înapoi îngrijitorului. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite asupra lui, și toți îl vorbeau de bine și se mirau de cuvintele pline de har care ieșau din gura lui. Luca 4 cu 18 la 22. Isus stătea în picioare înaintea oamenilor ca un viu tălmăcitor al profețiilor care vorbeau despre el. Lămurindu-le cuvintele pe care le citise, le-a vorbit despre Mesia, descriindu-l ca pe un mângâietor al celor apăsați, un liberator al celor prinși în robie, ca un vindecător al celor suferinți, unul care dă vedere orbilor și descoperă lumina adevărului. Felul impresionant al vorbirii lui și însemnătatea minunată a cuvintelor sale au mișcat pe ascultători cu o putere pe care ei nu o simțiseră niciodată până atunci. Valul puterii dumnezeiești a doborât orice piedică. Asemenea lui Moise, ei au vorbit cu cel nevăzut. În timp ce inima le era mișcată de Duhul Sfânt, ei răspundeau prin călduroase aminuri și laude la adresa Domnului. Dar când Isus a rostit, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit, deodată au început să se gândească la ei și la cele susținute de acela care le vorbea. Ei, israeliții, copii ai lui Avram, fuseseră înfățișați ca robi. Li se vorbise ca unor robi care trebuie să fie liberați de sub puterea răului, ca fiind în întuneric și având nevoie de lumina adevărului. Mândria lor a fost jignită, și temerile lor au început să iasă la iveală. Cuvintele lui Isus au arătat că lucrarea pe care el trebuia să o facă pentru ei era cu totul deosebită de aceea pe care ei o doreau. Faptele lor puteau fi cercetate prea de aproape. În ciuda rigurozității lor, în ceremoniile exterioare, au început să dea înapoi în fața privirilor acelea limpezi și cercetătoare. Cine este acest Isus? întrebau ei. Acela care pretinsese pentru sine slava lui Mesia era fiul unui tâmplar și lucrase împreună cu tatăl său Iosif această meserie. Îl văzuseră lucrând în diferite locuri, cunoșteau bine pe frații și surorile lui și nu erau străini de viața și munca lui. Îl văzuseră crescând din copilărie la tinerețe și din tinerețe la vârsta de bărbat. Cu toate că viața lui fusese nepătată, nu voiau să creadă că el era cel făgăduit. Ce contrast între învățătura lui cu privire la noua împărăție și aceea pe care o auziseră de la conducătorul lor! Isus nu spusese nimic cu privire la eliberarea lor de sub romani. Ei auziseră despre minunile lui, speraseră că puterea lui va fi folosită pentru folosul lor. Dar nu văzusere nicio dovadă că se va petrece acest lucru. Deschizând ușa pentru îndoială, inima lor s-a împietrit cu atât mai mult cu cât se muiase deja mai înainte. Tatana era hotărât ca în ziua aceea să nu se deschidă ochii orbi și nici să nu fie eliberate ființe care se găseau în robie. Cu mare putere a căutat să-i lege în necredință. Ei au ținut seama de semnul care li se dăduse mai înainte când ajunseseră la convingerea că acela care le vorbea era răscumpărătorul lor. Dar Isus le-a dat acum o dovadă despre dumnezeirea lui, descoperind gândurile lor tainice. El le-a zis, Fără îndoială, îmi veți spune zica la aceea, Doftore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice, Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar a adăugat el, adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba, încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni și când a venit o foame de mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel, și totuși, n-a fost trimis la niciuna din ele afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățit afară de Naaman Sirianul. Luca 4, cu 23 la 27 Amintind aceste întâmplări din viața profeților, Isus răspundea la întrebările din inima ascultătorilor săi, Slujitorilor lui Dumnezeu, pe care el îi alesese pentru o lucrare deosebită, nu li se îngăduise să lucreze pentru un popor împietrit la inimă și necredincios. Dar aceia care aveau inimă care să simtă și putere să creadă, fusese în mod deosebit favorizați cu dovezi ale puterii sale, care lucra prin profeți. În zilele lui Ilie, Israel se îndepărtase de Dumnezeu ei se agățau de păcatele lor și le pădau avertizările date de Duhul prin trimișii Domnului. În felul acesta, ei se rupeau de mijloacele prin care puteau să vină la ei bine binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul a trecut pe lângă casele israeliților și a găsit un adăpost pentru slujitorul său într-o țară păgână la o femeie care nu făcea parte din poporul ales dar femeia aceasta a fost favorizată pentru că urmase lumina pe care o primise, iar inima îi era deschisă să primească o lumină mai mare pe care Dumnezeu i-o trimitea prin profetul său. Pentru același motiv, au fost trecuți cu vederea și leproșii din Israel în timpul lui Elisei, dar Naaman, un nobil păgân, fusese credincios față de convingerile sale în ce privește dreptatea și își simțise nevoia cea mare de ajutor. El era în stare să primească darurile Harului lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, el a fost nu numai curățit de lepră, dar a fost binecuvântat și cu o cunoaștere a adevărului lui Dumnezeu. Starea noastră înaintea lui Dumnezeu depinde nu de mărimea luminii pe care am primit-o, cât de felul în care ne folosim de ea. De aceea, până și păgânii care aleg să facă binele în măsura în care îl cunosc, sunt într-o stare mai favorabilă decât aceia care au avut o lumină mai mare și care pretind că slujesc lui Dumnezeu, dar care de fapt disprețuiesc lumina și prin viața lor de toate zilele contrazic mărturisirea lor. Cuvintele spuse de Isus față de ascultătorii săi din sinagogă au lovit la rădăcina egoismului lor, punând în inima lor adevărul amar că se depărtaseră de Dumnezeu și că pierduseră dreptul de a se mai numi popor al lui. Fiecare cuvânt tăia ca un cuțit când li se punea în față adevărata lor stare. Acum ei luau în râs credința cu care îi inspirase Isus la început ei nu voiau să admită că acela care se ridicase din sărăcie și singuretate era mai mult decât un om de rând. Necredința lor a dat naștere la brutalitate. Satana îi stăpânea și, plin de mânie, au început să strige împotriva Mântuitorului. Ei se îndepărtaseră de acela a cărui misiune era de a vindeca și de a reface. Și acum dădeau pe față însușirile pierzătorului. Când Isus a amintit binecuvântările date neamurilor, mândria aprigă națională a ascultătorilor săi s-a deșteptat și cuvintele lui s-au pierdut într-un mare tumult de glasuri. Oamenii aceia se lăudaseră că țin legea, dar acum când prejudecățile lor fusese rășicnite, erau gata să facă o crimă. Adunarea s-a ridicat și, punând mâna pe Isus, l-au dat afară din sinagogă și l-au izgonit din oraș. Toți păreau grăbiți să-l omoare. L-au dus în grabă la marginea unei prepăstii, voind să-l arunce jos. Țipete și blesteme umpleau văzduhul. Unii aruncau cu pietre în el când deodată Isus a dispărut din mijlocul lor. Trimișii cerului, care fuseseră lângă el în sinagogă, se găseau lângă el și în mijlocul mulțimii înfuriate. Ei l-au ascuns de privirea vrăjmașilor lui și l-au condus într-un loc sigur. Așa au protejat îngerii pe lot și l-au condus în siguranță departe de, de Sodoma, Așa au ocrotit și pe Elisei în mica cetate de munte, când dealurile din jur erau pline de cai și carele împăratului Siriei și de o mare oștire a oamenilor lui înarmați și când Elisei a văzut colinele dealului acoperite de oștile lui Dumnezeu, cai și care de foc adunate în jurul slujitorului Domnului. Tot la fel au fost îngerii în apropierea urmașilor credincioși ai lui Hristos în toate timpurile. Vasta confederație a răului atacă pe toți aceia care vor să câștige biruința. Dar Hristos dorește ca noi să privim la lucrurile care nu se văd, la oștile cerești care stau de strajă în jurul acelora care iubesc pe Dumnezeu, ca să-i poată scăpa. Noi nu vom ști de câte primejdi văzute și nevăzute am fost noi feriți prin mijlocirea îngerilor, decât atunci când în lumina veșniciei vom vedea providența lui Dumnezeu. Atunci vom afla că întreaga familie cerească s-a interesat de familia de aici de jos și că trimișii de la tronul lui Dumnezeu au urmărit zi cu zi pașii noștri. Când Isus a citit în sinagogă din profeție, s-a oprit înainte de sfârșitul cuvintelor spuse despre lucrarea lui Mesia. După ce a citit cuvintele Să vestesc anul de îndurare al Domnului, el a lăsat la o parte cuvintele și o zi de răzbunare a Domnului nostru, Isaia 61,2. Partea aceasta a profeției era tot atât de adevărată ca și aceea de la început și prin tăcerea sa, Isus n-a negat adevărul. Dar tocmai asupra acestei expresii le făcea mai mult plăcere ascultătorilor săi să se bovească și aceasta doreau ei mai mult să se împlinească. Ei proclamau judecățile împotriva păgânilor, fără a se gândi că propria lor vină era mai mare decât a altora. Tocmai ei aveau cea mai mare nevoie de mila pe care cu atâta grabă o refuzau păgânilor. În ziua aceea, când Isus a stat în picioare în sinagoga lor, au avut ocazia să primească chemarea cerească. Acela căruia îi place îndurarea, mica 7 cu 18, ar fi vrut să-i salveze din ruina pe care o chemau păcatele lor. Nu putea să-i părăsească fără să-i cheme din nou la pocăință. Spre sfârșitul lucrării sale în Galileea, el a mai vizitat încă o dată locul copilăriei sale. De la data de când îl lepădaseră, vestea despre minunile și predicarea lui umpluse țara. Niciunul dintre ei nu mai putea să nege acum, că el avea mai mult decât o putere omenească. Oamenii din Nazaret știau că el a mers pretutindeni făcând bine și vindecând pe toți aceia care erau apăsați de diavol. În jurul lor erau sate unde nu se mai auzea niciun geamăt de durere în nicio casă, deoarece el trecuse prin ele și vindecase pe toți bolnavii. Îndurarea descoperită în fiecare faptă a vieții sale mărturisea în favoarea ungerii sale divine. Din nou au fost mișcați nazarinenii de Duhul Sfânt când au auzit cuvintele lui. Dar nici acum n-au vrut să admită că omul acesta care crescuse în mijlocul lor era mai mare decât ei încă își aminteau cu ură că, atunci când el susținuse a fi cel făgăduit, spusese hotărât că ei n-au parte cu Israel, deoarece le arătase că sunt mai puțin vretnici de îndurarea lui Dumnezeu decât un bărbat sau o femeie dintre păgâni. Din cauza aceasta, cu toate că ei se întrebau de unde are omul acesta înțelepciune și lucrările acestea mari, ei nu voiau să primească pe Isus ca pe Hristosul Domnului. Din cauza necredinței lor, Mântuitorul n-a putut să facă multe minuni între ei. Numai câteva inimi au fost mișcate pentru a primi binecuvântările lui, și cu părere de rău i-a părăsit pentru a nu mai reveni niciodată. Odată ce necredința a pus stăpânire pe ei, ea a continuat să stăpânească pe oamenii din Nazaret. Tot astfel, a pus stăpânire pe membrii Sinedrului și pe popor. Atât pentru preoți cât și pentru popor, cea din tâi lepădare a dovezilor aduse de puterea Duhului Sfânt era începutul sfârșitului. Pentru a dovedi că prima lor împotrivire era îndreptățită, au continuat și mai departe să șocorească cele spuse de Hristos. Lepădarea Duhului Sfânt a ajuns la culme, la crucea de pe colgota, Apoi, când a fost dărâmat orașul lor și când au fost răspândiți pe toată fața pământului. Cât de mult dorea Isus să dezvăluie lui Israel comorile prețioase ale adevărului, dar orbirea lor spirituală era atât de mare încât i-a fost cu neputință să le descopere adevărurile cu privire la împărăția lui. Ei se prindeau de crezul lor și de ceremoniile fără valoare, în timp ce adevărul cerului aștepta să fie primit. Cheltuiau argintul pentru pleavă, în timp ce pâinea vieții le era la îndemână. De ce n-au mers ei la cuvântul lui Dumnezeu pentru a cerceta cu stăruință și a vedea dacă sunt sau nu în rătăcire? Scripturile Vechiului Testament arătau lămurit fiecare amănunt al lucrării lui Hristos și mereu, mereu, el cita din profet și spunea Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Dacă ar fi cercetat sincer scripturile și dacă ar fi examinat teoriile lor în fața cuvântului lui Dumnezeu, Isus n-ar mai fi plâns din cauza nepocăinței lor. N-ar mai fi fost nevoie să spună, Iată că vi se lasă casa pustie. Luca 13 cu 35 Ei ar fi putut să înțeleagă dovezile date de lucrarea lui ca Mesia și ar fi evitat nenorocirea care a făcut din orașul lor îngâmpat o grămadă de ruine. Dar mintea iudeilor se strâmtase din cauza bigotismului lor irațional. Învățăturile lui Hristos descopereau lipsurile din caracterul lor și nevoia de pocăință. Dacă ar fi primit învățăturile lui, practicile lor ar fi trebuit să se schimbe și nădeștiile cultivate de ei ar fi trebuit părăsite. Dacă ar fi ascultat de cuvintele acestui nou rabi, ar fi trebuit să meargă pe altă cale decât aceea arătată de marii cugetători și învățători ai timpului. Adevărul nu era iubit în zilele lui Hristos. Nu este iubit nici în zilele noastre, N-a fost iubit de când satana a rostit pentru prima oară minciuni care se ducă pe om la înălțarea de sine. Nu găsim și noi azi teorii și învățăturii care n-au nicio temelie în cuvântul lui Dumnezeu? Oamenii se agață de ele cu aceeași încăpățânare cum făceau iudeii cu tradițiile lor. Conducătorii iudei erau plini de mândrie spirituală. Dorința lor de a-și slăvi Eul se dădea pe față până și în serviciul Templului. Le plăceau cele mai înalte locuri din sinagogă, le plăcea să fie salutați prin piețe, și erau măguliți auzind titlurile lor rostite de buzele oamenilor. În timp ce adevărata Evlavie scădea, ei deveneau tot mai geloși pentru tradițiile și ceremoniile lor. Pentru că priceperea lor era întunecată de prejudecăți egoiste, nu puteau să armonizeze puterea convingătoare a cuvintelor lui Hristos cu umilința vieții lui. Ei nu puteau să aprecieze faptul că măreția adevărată poate să se lipsească de strălucirea exterioară. Sărăcia acestui om părea cu totul nepotrivită cu susținerea lui de a fi mesia. Ei întrebau de ce este el atât de puțin prietenos, dacă într-adevăr era ceea ce pretindea că este. Dacă el respingea folosirea forței armelor, se năruia visul lor cu privire la supunerea tuturor națiunilor față de cetatea iudeilor. Nu dăduseră preoții învățătura că Israel trebuia să domnească peste întreg pământul? Și se putea oare ca mari învățători religioși să fie în rătăcire? dar nu numai lipsa de strălucire exterioară din viața lui făceau pe iudei să se lepede de Isus. El era întruparea curăției, dar ei erau necurați. El a locuit între oameni ca pildă de integritate nepătată. Viața lui neprihănită arunca lumină asupra inimilor. Sinceritatea lui descoperea nesinceritatea lor. Ea făcea să se vadă goliciunea pretenției lor de evlavie și descoperea nedreptatea din ei în caracterul ei odios. O asemenea lumină nu era binevenită. Dacă Hristos ar fi îndreptat atenția către farisei și ar fi lăudat învățătura și evlavia lor, ei l-ar fi proslăvit cu mare bucurie. Dar când vorbea despre împărăția cerurilor ca despre un așezământ de îndurare pentru toată omenirea, el înfățișa un aspect al religiei pe care ei nu voiau să-l îngăduie. Pilda și învățătura lor nu făceau de dorit slujirea lui Dumnezeu. Când au văzut pe Isus dând atenție tocmai acelora pe care îi urau și îi respingeau, s-au deșteptat în ei cele mai rele patimi ale inimilor lor îngâmpate. În ciuda lăudăroșeniei lor, că sunt leul din seminția lui Iuda, Apocalips 5 5, Israel avea să fie înălțat deasupra tuturor popoarelor. Ei preferau să sufere dezamăgirea pentru neîmplinirea speranțelor lor ambițioase decât mustrările lui Hristos pentru păcatele lor și condamnarea pe care o simțeau chiar prin faptul că se găseau în fața curăției sale. Capitolul 25 Chemarea la mare Capitolul acesta este scris pe temeiul celor din Matei 4 cu 18 la 22, Marcu 1, 16 la 20, Luca 5 cu 1 la 11. Se lumina de ziua deasupra Mării Galilei. Ucenicii obosiți de o noapte de muncă neroditoare încă se mai aflau în corăbilele lor pe lac. Iisus venise să petreacă o oră de liniște lângă apă. Spera ca în zorii zilei se poată găsi puțină odihnă de mulțimea care îl urma în fiecare zi. Dar n-a trecut mult și oamenii au început să se adune în jurul lui. Numărul lor a crescut cu repeziciune, astfel încât el era asaltat din toate părțile. Între timp, ucenicii au sosit la țărm. Pentru a scăpa de învulziale mulțimii, Isus s-a urcat în corabia lui Petru și a spus să o îndepărteze puțin de la mal. De aici, Isus putea să fie mai bine văzut și auzit de toți, și din barcă a început să învețe mulțimea adunată la țărm. Ce priveliște era aceasta pentru îngeri! Slăvitul lor conducător stătea într-o corabie de pescar legănată de valurile fără odihnă, predicând vestea cea bună a mântuirii mulțimii, care asculta îmbulzindu-se pe malul apei. Acela care era proslăvitul cerului făcea cunoscute oamenilor de rând lucrurile mari ale împărăției sale. Cu toate acestea, nu s-ar fi găsit un loc mai potrivit pentru lucrarea lui. Lacul, munții, câmpiile întinse, lumina care se revărsa pe pământ, totul îi punea la îndemână mijloace de a ilustra învățăturile sale și de a le imprima în minte. Și nicio învățătură a lui Hristos nu a fost rostită fără să aducă rod. Fiecare solie pornită de pe buzele lui atingea o inimă ca un cuvânt al vieții veșnice. Cu fiecare clipă se aduna pe țărm tot mai multă lume. Bătrâni, sprijinindu-se în lor, săteni vânjoși veniți de la munte, pescari veniți de la munca lor de pe lac, negustori și rabini, bogați și învățați, bătrâni și tineri, aducând pe bolnavi și pe suferinzii lor, se îmbulzeau să asculte cuvintele învățătorului divin. Prorocii au privit înainte la scene de felul acesta și au scris Țara lui Zabulon și Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, Norodul acesta care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină și peste cei ce zăceau în ținutul și umbra morții a răsărit lumina. Matei 4, cu 15 și 16 Afară de mulțimea de pe țărmurile Genezaretului, Iisus mai avea în mintea sa când ținea predica la mare și pe alți ascultători. Privind de-a lungul veacurilor, a văzut pe cei credincioși ai lui duși la închisoare și la judecată, în singurătate, în ispită și în suferință. Fiecare scenă de bucurie, de luptă sau de disperare era observată de el. În cuvintele pe care le rostea celor adunați, el spunea și celorlalte suflete cuvinte potrivite, care aveau să fie solie de mângâiere în întristare, de speranță în încercare, de lumină cerească în întuneric. Prin Duhul Sfânt, glasul acela care vorbea din corabia pescarului pe Marea Galilei urma să fie auzit rostind pace inimii omenești din timpul sfârșitului. Odată cuvântarea încheiată, Isus a întors către Petru și l-a rugat să depărteze corabia la adânc și să arunce mrejele pentru pescuire. Dar Petru era descurajat. Toată noaptea nu prinsese nimic. Cât fusese singur, se gândise la soarta lui Ioan Botezătorul, care zăcea singur în închisoare. Se gândise la ceea ce aștepta pe Isus și pe urmașii lui, la rezultatul slab al lucrării din Iudeea și la răutatea preoților și rabinilor. Până și ocupația pe care o avea nu-l mai sluja și, în timp ce se uita la mrejele goale, viitorul îi se arăta întunecat și plin de descurajare. Învățătorule, a zis el, Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. Noaptea era singurul timp favorabil pentru pescuit cu nevoadele în apa limpede a lacului. După ce muncise din greu toată noaptea fără succes, părea fără nădejde să arunce nevoadele ziua. Dar Isus dăduse poruncă și iubirea pentru Domnul lor a făcut pe ucenici să asculte. Simon și fratele lui au coborât mrejele. Când au încercat să le scoată, era așa de mult pește în ele, încât începeau să se rupă. Au fost nevoiți să cheme pe Iacov și pe Ioan în ajutor. După încărcarea peștelui, amândouă corăbiile erau atât de pline, încât amenințau să se scufunde. Dar Petru nu se gândea la belșug sau la corăbii. Minunea aceasta, care întrecea pe toate cele la care fusese martor, era pentru el manifestarea puterii dumnezeiești. În Isus a văzut pe acela care ținea sub stăpânirea sa toată natura. Prezența dumnezeirii dăduse pe față cât era el de păcătos. Iubirea pentru învățătorul, rușinea pentru necredința lui, recunoștința pentru îndurarea lui Hristos și mai presus de toate simțul necurăției personale în fața infinitei purități l-au copleșit. În timp ce tovarășii lui puneau la loc sigur peștele din mreje, Petru a căzut la picioarele mântuitorului și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos era prezența aceleiași sfințenii dumnezeiești care făcuse pe profetul Daniel să cadă ca mort înaintea îngerului lui Dumnezeu. El zicea, puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Tot astfel s-a întâmplat când Isaia a privit slava Domnului. El a exclamat, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul domnul oștirilor. Daniel 10 cu 8, Isaia 6 cu 5 Natura omenească cu slăbiciunea și păcatul ei ajunsese față în față cu desăvârșirea dumnezeirii și el se simțea cu totul nedemn și nesfânt. La fel s-au petrecut lucrurile cu toți aceia căror li s-a îngăduit să vadă măreția și maestatea lui Dumnezeu. Petru a zis, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Dar s-a agățat de picioarele lui Isus, simțind că nu poate să fie despărțit de el. Mântuitorul i-a răspuns, Nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. După ce Isaia și-a dat seama de sfințenia lui Dumnezeu și de nevrednicia sa, i s-a încredințat solia dumnezeiască. Numai după ce Petru a fost dus la lepădare de sine și la dependență desăvârșită de puterea Dumnezeiască, a primit chemarea în lucrarea lui Hristos. Până la data aceasta, nici unul din ucenici nu se unise de plin cu Isus ca împreună lucrători ai lui. Ei fusese martori la multe minuni ale lui și ascultaseră învățătura lui, dar nu părăsiseră cu totul ocupațiile lor de mai înainte. Închiderea lui Ioan Botezătorul pusese pentru ei o amară dezamăcire. Dacă așa se întâmplase cu lucrarea lui Ioan, speranța pentru învățătorul lor era foarte mică, deoarece toți conducătorii religioși se uniseră împotriva lui. În împrejurările acestea, era bine pentru ei să se întoarcă pentru un timp scurt la pescuit, dar acum Isus i-a chemat să părăsească viața lor de mai înainte și să se unească pentru totdeauna cu el. Petru a primit chemarea. Ajungând la țărm, Iisus a chemat și pe ceilalți trei ucenici. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat totul și l-au urmat. Înainte de a le cere să părăsească mrejele și corăbile lor de pescuit, Isus le-a dat asigurarea că Dumnezeu le va împlini toate nevoile. Folosirea corăbiei lui Petru pentru lucrarea Evangheliei a fost bogat răsplătită. El care era bogat pentru toți cei ce-l cheamă a zis, dați și vi se va da. Bancă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Roman cu Luca 6 cu 38 Cu măsura aceasta a răsplătit el lucrarea ucenicilor, Orice sacrificiu făcut pentru lucrarea lui va fi răsplătit după nemărginita bogăție a harului său. Efeseni 3,20 În timpul nopții aceleia triste pe lac, când au fost despărțiți de Hristos, ucenicii au fost greu apăsați de necredință și obosiți de munca fără reușită, dar prezența lui le-a prins iarăși credința și le-a adus bucurie și izbândă. Așa e și cu noi. Despărțiți de Hristos, lucrarea noastră este neroditoare și e ușor să ajungem la neîncredere și nemulțumire. Dar când El este aproape, iar noi lucrăm sub conducerea Lui, ne bucurăm văzând dovada puterii Lui. Lucrarea lui Satana e de a descuraja, lucrarea lui Hristos e de a inspira credință și nădejde. Învățătura profundă pe care minunea a dat-o ucenicilor este o învățătură și pentru noi, și anume, că acela care poate să adune pești din mare, poate să impresioneze și inimile oamenilor și să-i atragă cu funiile iubirii sale, așa încât slujitorii săi să poată ajunge pescari de oameni. Pescarii aceștia din Galileea erau oameni umili și neînvățați. Dar Hristos, lumina lumii, era în stare să le dea putere din belșug în vederea lucrării pentru care fusese aleși. Mântuitorul n-a disprețuit educația, deoarece atunci când e cârmuită de iubirea lui Dumnezeu și consacrată în slujba lui, cultura intelectuală este o binecuvântare. Dar el a lăsat la o parte pe înțelepții timpului său, deoarece ei erau atât de încrezători în sine, încât nu puteau să aibă milă de suferințele oamenilor și să devină împreună lucrători cu omul din Nazaret. În bigotismul lor, socoteau ca o batjocură să fie învățați de Hristos. Domnul Isus caută conlucrarea acelora care vor să devină mijloace desăvârșite pentru transmiterea fără încetare a harului său. Cel din tâi lucru pe care trebuie să-l învețe toți aceia care vor să devină lucrători împreună cu Dumnezeu, este lecția neîncrederii în sine. Atunci sunt pregătiți să li se dea caracterul lui Hristos. Acesta nu se poate primi prin educație în școlile cele mai înalte. Este rodul înțelepciunii care se poate primi numai de la învățătorul ceresc. Isus a ales pescari needucați deoarece ei nu fuseseră învățați în tradițiile și obiceiurile greșite din vremea lor. Erau oameni cu daruri înnăscute și erau umili și gata să primească învățătură, oameni pe care el îi putea educa pentru lucrarea sa. Pe căile obișnuite ale vieții sunt mulți oameni care duc cu răbdare povarea muncilor zilnice, dar care nu-și dau seama că au anumite capacități care, dacă ar fi puse la lucru, i-ar ridica la același nivel cu oamenii cei mai onorați ai lumii. E nevoie de atingerea unei mâini iscusite pentru a trezi aceste facultăți adormite. Isus a chemat oameni de felul acesta pentru a fi conlucrătorii lui și le-a dat privilegiul de a fi împreună cu el. Niciodată n-au avut oamenii mari ai lumii un asemenea învățător. La sfârșitul educației date de Mântuitorul, ucenicii nu mai erau neștiutori și înculți. Ei deveniseră asemenea lui la minte și la caracter, iar oamenii și-au dat seama că fuseseră împreună cu Isus. Lucrarea cea mai înaltă a educației nu este de a da numai cunoștințe, ci de a împărtăși acea energie dătătoare de viață care este primită prin legătura dintre o minte și altă minte, dintre o inimă și altă inimă. Numai viața poate să dea viață. Ce privilegiu minunat aveau ei, deci, să fie trei ani în legătură zilnică cu acea viață dumnezeiască, de la care a pornit orice impuls dătător de, de viață care a binecuvântat lumea. Mai presus decât tovarășii lui, Ioan, ucenicul iubit, s-a predat puterii acestei minunate iubiri. El spune, viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și povestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. 1 Ioan 1 cu Ioan 1 cu 16 Apostolii Domnului Hristos nu aveau nimic care să aducă slavă persoanei lor. Era evident că succesul lucrării lor se datora numai lui Dumnezeu. Viața acestor oameni, caracterul pe care și l-au format, și lucrarea cea mare pe care Dumnezeu a adus-o la îndeplinire prin ei constituie o dovadă puternică de ceea ce va face el pentru aceia care sunt ascultători și gata de a învăța. Acela care iubește mai mult pe Hristos va face cel mai mult bine. Nelimitată va fi eficiența celui care, dând eul la o parte, dă prilej Duhului Sfânt să lucreze asupra inimii și trăiește o viață de plin consacrată lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor suporta disciplina necesară, fără să se plângă și fără să slăbească pe cale, Dumnezeu îi va învăța în fiecare oră și în fiecare zi. El dorește să descopere îndurarea sa. Dacă poporul său va îndepărta piedicile, el va revărsa apele mântuirii ca niște râuri bogate care să curgă prin oameni. Dacă oamenii cu viață umilă ar fi fost încurajați să facă tot binele pe care l-ar fi putut face, dacă nu s-ar fi așezat asupra lor mâini care să-i țină pe loc, ar fi fost o sută de lucrători pentru Hristos, acolo unde astăzi nu e decât unul. Dumnezeu ia pe oameni așa cum sunt, și le face educația pentru lucrarea sa dacă se supun lui. Duhul lui Dumnezeu, primit în suflet, va înviora toate puterile. Sub conducerea Duhului Sfânt, mintea care s-a predat fără rezervă lui Dumnezeu, se dezvoltă în chip armonios și este întărită să înțeleagă și să împlinească cerințele lui Dumnezeu. Caracterul slab și nehotărât se transformă într-un caracter plin de putere și de statornicie. Consacrarea continuă produce o legătură atât de strânsă între Isus și ucenicii lui, încât creștinul devine asemenea lui la minte și la caracter. Prin legătura cu Hristos, el va avea vederi mai clare și mai cuprinzătoare. Puterea lui de înțelegere va fi mai pătrunzătoare, judecata lui mai echilibrată. Cel ce dorește să fie în slujba lui Hristos este atât de înviorat de puterea dătătoare de viață soarelui neprihănirii, încât poate să aducă mai multă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Oameni, având cea mai înaltă educație în ce privește artele și știința, au luat învățături prețioase de la creștinii cu viață smerită, pe care lumea i-a socotit ca neînvățați. Dar acești neînsemnați ucenici primiseră o educație în cea mai înaltă școală. Ei au stat la picioarele aceluia care a vorbit cum n-a vorbit un om niciodată. Capitolul 26 La Capernaum La Capernaum Iisus a locuit în intervalele dintre călătoriile sale, în diferite locuri și astfel a ajuns să fie denumit cetatea sa. Era așezat pe țărmul Mării Galilei, aproape de hotarul frumoasei câmpii a Genezaretului. Depresiunea adâncă a lacului asigura acestei câmpii care se întindea de la țărmurile lui climatul minunat de sud. Pe vremea lui Hristos creșteau aici palmieri și măslini, erau multe livezi și vii, lanuri roditoare și flori deosebit de frumoase, toate fiind udate de pâraele care țâșneau din stânci. Țărmurile lacului și dealurile care îl înconjurau, la o mică depărtare, erau presărate cu târguri și sate. Fața lacului era străbătută de multe corăbii de pescari. Pretutinden se vedea agitația unei vieți active și aglomerate. Capernaumul însuși era potrivit ca centru pentru lucrarea Mântuitorului. Fiind situat pe drumul cel mare care ducea de la Damasc la Ierusalim spre Egipt și Marea Mediterană, era ca o răscruce de drumuri. Oamenii din multe țări treceau prin oraș sau se opreau acolo să se odihnească din călătoriile lor într-o parte sau alta. Isus putea să întâlnească aici toate națiunile și toate clasele sociale, pe cel bogat și însemnat, ca și pe cel sărac și umil, iar învățăturile lui puteau să fie duse în alte țări și în multe case. În felul acesta avea să fie provocată cercetarea profețiilor, iar atenția lumii să fie îndreptată către Mântuitorul, și misiunea lui avea să fie prezentată lumii. Fără să țină seama de acțiunea Sinedriului împotriva lui Isus, acești oameni așteptau cu nerăbdare creșterea lucrării lui. Întreg cerul era pus în mișcare. Îngerii pregăteau calea pentru lucrarea lui influențând inimile oamenilor și atrăgându-le la Mântuitorul. În Capernaum, fiul omului de neam bun pe care Hristos îl vindecase era o mărturie a puterii lui, iar slujbașul împărătesc împreună cu cei din casa lui, plin de bucurie, își mărturiseau credința. Când s-a aflat că învățătorul însuși se găsea între ei, toată cetatea s-a pus în mișcare. Mulțimea alerga să-l vadă, în ziua de sabat, oamenii au venit în număr atât de mare la sinagogă, încât mulți dintre ei au fost nevoiți să se întoarcă pentru că n-au putut intra. Toți cei care auzeau pe Mântuitorul erau uimiți de învățătura lui pentru că vorbea cu putere. El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Luca 4, 32, Matei 7, 29. Învățătura cărturarilor și a bătrânilor era rece și formalistă ca o lecție învățată pe din afară. Pentru ei, cuvântul lui Dumnezeu nu avea putere de viață. Propriile lor idei și tradiții erau puse în locul învățăturilor lui. În slujba obișnuită, făcută după rânduielile lor, pretindeau că explicau legea, dar nici inima lor, nici a ascultătorilor, nu era mișcată de o inspirație de la Dumnezeu. Isus nu era preocupat de diferitele învățături care aduceau despărțire între iudei. Lucrarea lui era să prezinte adevărul. Cuvintele lui revărsau un potop de lumină asupra învățăturilor patriarhilor și profeților, iar scripturile ajungeau la oameni ca o nouă descoperire. Niciodată mai înainte nu simțiseră ascultătorii lui o așa adâncime a înțelesului cuvântului lui Dumnezeu. Isus întâmpina pe oameni pe propriul lor teren, ca unul care era obișnuit cu greutățile lor. El făcea adevărul să fie frumos, prezentându-l în chipul cel mai direct și cel mai simplu. Limba folosită de el era curată, aleasă și limpede ca apa unui pârâu. Glasul lui era ca o melodie pentru cei care ascultaseră rostirile monotone ale rabinilor. Cu toate că învățătura lui era simplă, el vorbea ca unul care avea putere. Caracteristica aceasta punea învățătura lui în contrast cu a tuturor celorlalți. Rabinii vorbeau cu îndoială și ezitare, ca și cum scripturile puteau fi interpretate ca să însemneze odată un lucru sau altădată tocmai lucrul contrariu. Ascultătorii ajungeau în fiecare zi într-o și mai mare nesiguranță. Dar Isus prezenta scripturile ca pe o autoritate ce nu mai putea fi pusă la îndoială. Oricare ar fi fost subiectul lui, îl prezenta cu putere astfel încât cuvintele lui să nu fie puse la îndoială. El vorbea însă cu ardoare, nu cu patimă. Lucra ca unul care are de îndeplinit un obiectiv bine definit. Aducea la lumină realitățile lumii veșnice. În orice subiect descoperea pe Dumnezeu. Isus căuta să sfărâme farmecul orbirii care ține pe oameni absorbiți de lucrurile pământești. El așeza lucrurile acestei vieți în adevărata lor relație ca fiind subordonate celor de interes veșnic, dar nu trecea cu vederea însemnătatea lor. El învăța că cerul și pământul sunt în strânsă legătură și că o cunoaștere a adevărului dumnezeiesc pregătește mai bine pe om să îndeplinească datoriile vieții de toate zilele. El vorbea ca unul care cunoaște bine cerul, conștient de legătura sa cu Dumnezeu și în același timp, recunoscând faptul că este unit cu fiecare membru al familiei omenești. Soliile pline de har erau făcute să se potrivească ascultătorilor lui. Știa să învioreze cu vorba pe cel doborât de întristare, Isaia 50,4. Căci harul era turnat pe buzele lui ca să poată încredința oamenilor în chipul cel mai atrăgător, comorile adevărului. El avea tac ca să întâmpine mintea plină de prejudecăți și îi surprindea cu ilustrații prin care le câștiga atenția. Prin imaginație ajungea la inimă. Ilustrațiile lui erau luate din lucrurile vieții zilnice, și cu toate că erau simple, aveau în ele un înțeles minunat de adânc. Păsările cerului, crinii de pe câmp, sămânța, păstorul și oile. Cu aceste exemple a ilustrat Hristos adevăruri nemuritoare. Iar după aceea, ori de câte ori ascultătorii lui se întâmpla să vadă aceste lucruri ale naturii, își aminteau de cuvintele lui. Ilustrațiile lui Hristos repetau neîncetat învățăturile lui. Hristos nu lingușa niciodată pe oameni. Niciodată nu spunea ceva care să hrănească fanteziile și închipuirile lor și nici nu îi lăuda pentru iscusitele lor născociri. Dar cugetătorii profunzi și lipsiți de prejudecăți primeau învățătura lui și vedeau că le depășa înțelepciunea. Erau plini de uimire pentru faptul că adevărul spiritual era exprimat în vorbirea cea mai simplă. Oamenii cu educația cea mai înaltă erau încântați auzind cuvintele lui iar cei needucați erau totdeauna câștigați. El avea o solie pentru cei neînvățați și făcea chiar și pe păgâni să înțeleagă că are o solie pentru ei. Duioasa lui Milă venea ca o atingere vindecătoare asupra inimilor obosite și tulburate. Chiar și în mijlocul agitației vrăjmașilor mânioși, el era înconjurat de o atmosferă plină de pace frumusețea înfățișării lui, farmecul caracterului lui și mai presus de toate iubirea exprimată în privire și în tonul vorbirii lui, atrăgeau pe toți aceia care nu erau împietriți în necredință. Fără spiritul acela plăcut și plin de iubire, care răsărea din orice privire și orice cuvânt, n-ar fi putut să atragă atâta lume. Suferinții care veneau la el simțeau că se interesa de ceea ce îi interesa pe ei, ca un prieten duios și credincios și doreau să afle mai mult din adevărurile pe care el le învăța. Cerul era adus aproape. Ei doreau să rămână în prezența lui ca să primească mângâierea iubirii sale fără încetare. Isus observa cu multă seriozitate schimbarea feței ascultătorilor săi. Chipurile care exprimau interes și plăcere îi dădeau mare satisfacție când săgețile adevărului pătrândeau în suflet, sfărâmând porțile egoismului din naștere la pocăință și în cele din urmă la recunoștință. Întuitorul se bucura din inimă. Când privirea lui se rotea deasupra mulțimii ascultătorilor și recunoștea printre ei fețe pe care le mai văzuse, chipul lui se lumina de bucurie. El vedea cu speranță în ei supuși a împărăției sale. Când adevărul vorbit limpede lovea vreun idol iubit, Observa schimbarea feței, privirea rece și împotrivitoare, ceea ce dovedea că lumina nu era primită. Când vedea pe oameni refuzând solia păcii, inima era sfâșiată până în adâncul ei. Odată Isus vorbea în sinagogă despre împărăția pe care venise să o întemeieze și despre misiunea lui de a elibera pe cei legați de satana. Deodată a fost întrerupt de un strigăt de groază, un om cu mintea bolnavă s-a aruncat printre oameni strigând: Ce avem noi a face cu tine, Isus din Nazaret? Ai venit să ne vrăpădești? te știu cine ești! Sfântul lui Dumnezeu! Toți s-au tulburat și s-au alarmat. Atenția oamenilor a fost atrasă de la Hristos, și cuvintele lui nu mai erau ascultate. Tocmai lucrul acesta l-a urmărit și Satana, îndreptându-și victima spre sinagogă. Dar Isus a certat demonul zicând, Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Mintea acestui bolnav, nenorocit, fusese întunecată de satana, dar în prezența mântuitorului, o rază de lumină a străbătut negura. El a început să dorească eliberarea de sub puterea lui satana dar demonul se împotrivea puterii lui Hristos. Când omul a încercat să roage pe Isus să-l ajute, Duhul cel rău i-a pus alte cuvinte în gură și el a început să strige cu prins de groază. Demonizatul înțelegea întru câtva că era în fața unuia care putea să le libereze, dar când a încercat să se apropie de mâna aceea tot puternică, voința altuia l-a ținut pe loc. Cuvintele altuia i-au venit pe buze. Lupta între puterea satanei și dorința după eliberare era grozavă. Acela care îl biruise pe satana în pustia ispitei era din nou față în față cu vrăjmașul său. Demonul își folosea toată puterea ca să-și stăpânească mai departe victima. Dacă ar fi pierdut terenul aici, ar fi însemnat că-i acordă o biruință lui Isus. Părea că omul torturat își va pierde viața în lupta cu vrăjmașul care-i ruinase existența. Mântuitorul a vorbit cu autoritate și l-a eliberat pe prizonier. Omul care fusese posedat stătea acum în fața oamenilor uimiți, fericit în libertatea stăpânirii de sine. Până și demonul mărturisise despre puterea dumnezeiască a Mântuitorului. Omul preamărea pe Dumnezeu pentru liberarea lui. Ochii aceia, care luciseră până atunci de sălbaticul foc al nebuniei, străluceau acum de inteligență și lăsau să curgă lacrimi de recunoștință. Oamenii erau muți de uimire. Îndată ce și-au revenit, au zis unul către altul. Ce este aceasta? O învățătură nouă, el poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Marcu 1 cu 27 Cauza tainică a suferinței care făcuse din omul acesta un spectacol îngrozitor pentru prietenii lui și o povară pentru sine însuși, se afla în propria lui viață. Fusese fascinat de plăcerile păcatului și voise să facă din viață un carnaval. El nu visase că va ajunge o teroare pentru lume și o rușine pentru familia sa. Socotise că putea să-și petreacă timpul în nebunii nevinovate. Dar odată ajuns pe povârniș, piciorul i-a alunecat repede. Necumpătarea și viața ușuratică au stricat nobilele însușiri ale ființei lui, iar satana a ajuns să-l stăpânească cu totul. Remușcările au venit prea târziu când ar fi fost dispus să sacrifice bogăția și plăcerile pentru a-și recâștiga sănătatea, devenise o victimă fără putere în ghearele celui rău. Se așezase pe terenul vrăjmașului și satana pusese stăpânire pe toate puterile lui. Ispititorul amăgise cu darurile lui fermăcătoare, dar îndată ce omul nenorocit a ajuns în puterea lui, vrăjmașul a devenit nemilos în cruzimea lui și îngrozitor în pretențiile lui nemiloase. Așa se va întâmpla cu toți aceia care se supun celui rău. Plăcerea și fascinația începutului vieților fârșesc în negura disperării sau în nebunia unui suflet ruinat. Același duh rău care ispitise pe Hristos în pustie și care avea stăpânire asupra demonizatului din Capernaum, stăpânea și pe iudeii necredincioși. Dar față de ei, acesta își lua un aer de evlavie căutând să înșele în ce privește motivațiile respingerii Mântuitorului. Starea lor era și mai deznădăjduită decât a demonizatului, deoarece nu simțeau nevoia de Hristos și, din cauza aceasta, erau ținuți cu putere de satana. Timpul în care Hristos a lucrat personal între oameni a fost timpul celei mai intense activități pentru puterile împărăției întunericului. Veacuri de rândul, Satana împreună cu îngerii lui răi căutase să stăpânească trupul și mintea oamenilor pentru a-i aduce la păcat și la suferință. Apoi a acuzat pe Dumnezeu de toată nenorocirea aceasta. Iisus descoperea oamenilor caracterul lui Dumnezeu. El sfărâma puterea satanei și elibera pe cei prinși. Viața nouă, iubire și putere coborâte din cer lucrau asupra inimilor oamenilor și prințul răului s-a ridicat la luptă pentru ca împărăția lui să-și păstreze dominația. Satana și-a adunat toate forțele și la fiecare pas lucra împotriva lui Hristos. Așa va fi și lupta cea mare de la sfârșit între neprihănire și păcat. În timp ce viața, lumina și puterea nouă se coboară de sus asupra ucenicilor lui Hristos, o viață nouă izvorăște și de jos dând putere agenților lui satana. Tot ce este pământesc se pune în mișcare. Cu iscusința câștigată în cursul viacurilor de luptă, prințul reului lucrează sub o înfățișare amăgitoare. El se arată îmbrăcat ca un înger de lumină, iar mulțimile se alipesc de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. 1 Timotei 4,1 În zilele lui Hristos, conducătorii și învățătorii lui Israel erau fără putere de a se împotrivi lucrărilor lui satana. Ei neglijau tocmai acele mijloace prin care ar fi putut să țină piept duhurilor rele. Hristos n-a biruit pe cel rău decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai marii lui Israel pretindeau că sunt interpreții cuvântului lui Dumnezeu, dar ei îl studiaseră numai pentru a-și susține tradițiile și pentru a impune rânduierile făcute de oameni. Prin interpretarea pe care o dădeau, ei îl făceau să exprime idei pe care Dumnezeu niciodată nu le dăduse. Interpretările lor obscure făceau să apară într-o formă neclară lucrările pe care el le făcuse ușor de înțeles. Se certau pentru detalii lipsite de importanță, dar în practică negau cele mai de seamă adevăruri. Din cauza aceasta, necredința se răspândea. Cuvântul lui Dumnezeu era dezbrăcat de puterea lui și duhurile rele lucrau după bunul lor plac. Istoria se repetă. Având Biblia deschisă în fața lor și susținând că onorează învățăturile ei, mulți conducători religioși din timpurile noastre nimicesc credința în ea ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Ei se ocupă de disecarea cuvântului și pun părerile lor mai presus de declarațiile lui lămurite în mâinile lor, cuvântul lui Dumnezeu își pierde puterea regeneratoare. Din cauza aceasta, necredința se dezlănțuie și nelegiuirea înflorește. Odată ce satana a subminat credința în Biblie, el îndreaptă pe oameni la alte izvoare de lumină și putere. În felul acesta, el își pregătește locul. Aceea care se îndepărtează de învățăturile lămurite ale scripturii și de puterea convingătoare a Duhului lui Dumnezeu, invită pe demoni să-i stăpânească. Examinarea critică și speculativă a scripturii a deschis calea pentru spiritism și teosofie, forme modernizate ale păgânismului din vechime, pentru a câștiga teren chiar și în bisericile care se pretind ale Domnului Isus Hristos. Alături de aceea care predică Evanghelia, Lucrează ființe care nu sunt decât unelte ale duhurilor înșelătoare. Foarte mulți oameni vin în legătură cu ele mai mult din curiozitate, dar având dovada că acolo lucrează o putere supraomenească. Ei sunt fermecați din ce în ce mai mult până când ajung să fie stăpâniți de o voință mai tare ca a lor. Ei nu pot să scape de puterea ei misterioasă. Zidurile de apărare ale Sufletului sunt dărâmate și el rămâne fără opreliști împotriva păcatului. Odată ce a lepădat restricțiile Cuvântului lui Dumnezeu și ale Duhului Său, nimeni nu știe până la ce adâncimi ale decăderii va ajunge. Păcatele ascunse sau patim puternice pot face din el un captiv, tot așa de neajutorat ca și demonizatul din Capernaum. Cu toate acestea, starea lui nu este lipsită de nădejde. Mișlocul prin care putem birui pe cel rău este același prin care a biruit Hristos, puterea cuvântului. Dumnezeu nu ne stăpânește mintea fără consimțământul nostru, dar dacă dorim să cunoaștem și să facem voia lui, ni se dă și nouă făgăduința. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască învățătura. Prin credință în aceste făgăduințe, orice om poate fi liberat de cursele rătăcirii și de domnia păcatului. Fiecare om este liber să aleagă de care putere vrea să fie stăpânit. Nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos încât să nu găsească eliberarea lui Hristos. În loc de rugăciune, demonizatul a putut să rostească numai cuvintele lui Satana. Cu toate acestea, strigătul nerostit al inimii a fost auzit. Nu există strigăt al unei ființe în nevoie, chiar fără să fi fost rostit, care să nu fie ascultat. Aceia care vor consimți să intre în legământ cu Dumnezeul cerului, nu vor fi lăsați în puterea lui Satana sau în slăbiciunile firilor Ei sunt invitați de Mântuitorul să caute o crotirea mea, să facă pace cu mine. Da, să facă pace cu mine. Isaia 27:5 Duhurile întunericului se vor lupta pentru cel care odată a fost sub stăpânirea lor, dar îngerii lui Dumnezeu îl vor apăra cu o putere care va câștiga biruința. Domnul zice, se poate lua prada celui puternic? Se poate să scape cel prins din prinsoare? Da, zice domnul, prada celui puternic va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor săi și voi scăpa pe fiii tăi. Isaia 49, cu 24 și 25 În timp ce oamenii adunați în sinagogă erau încă înmărmuriți de groază, Isus s-a retras acasă la Petru pentru a se odihni puțin. Dar și aici se coborse o umbră. Mama soției lui Petru zăcea bolnavă lovită de friguri mari. Isus a mustrat boala și a s-a sculat și a început să slujească pe Domnul și pe ucenicii lui. Veștile despre lucrările săvârșite de Hristos s-au răspândit cu repeziciune prin Capernaum. De teama rabinilor, oamenii n-au îndrăznit să vină în timpul sabatului pentru a fi vindecați, dar îndată ce soarele a dispărut sub orizont, s-a pornit o mișcare. Din case, din ateliere, din piețe, locuitorii orașului s-au îngrămădit spre umila locuință în care se adăpostea Isus. Bolnavii erau aduși pe paturi, veneau sprijinindu-se în cârje sau fiind ajutați de prieteni, veneau tremurând și șovăind în fața Mântuitorului. Oră după oră, veneau și plecau, căci nimeni nu știa dacă vindecătorul va fi și mâine între ei. Niciodată nu trăise orașul Capernaum o zi ca aceasta. Văzduhul era plin de glas de biruință și de strigăte de liberare. Mântuitorul se bucura de fericirea pe care o deșteptase. Când vedea suferințele celor ce veneau la el, inima lui se umplea de milă și tresălta de bucurie pentru că avea putere să le readucă sănătatea și fericirea. Isus nu și-a încetat lucrul până n-a fost vindecat și cel din urmă suferind. Era târziu noaptea când mulțimea s-a retras și liniștea s-a așezat asupra casei lui Simeon. Ziua cea lungă și plină de agitație trecuse, și sus căuta o dihnă. Dar pe când orașul era încă învăluit de somn, pe când era încă întuneric de tot, Isus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Așa a petrecut Isus zilele vieții sale pe pământ. Adesea dădea drumul ucenicilor săi să meargă acasă și să se odihnească, dar el refuza cu delicatețe stăruințele lor de a lua de la lucrările lui. Toată ziua muncea învățând pe cei neștiutori, vindecând pe bolnavi, dând vedere celor ori, hrănind mulțimea, iar la apusul soarelui sau în zorii zilei, ieșea în sanctuarul munților pentru comuniunea cu tatăl său. Adesea petrecea noaptea întreagă în rugăciune și meditație, revenind la lucrul său printre oameni când se revărsa de ziua. În zorii zilei, Petru și tovarășii săi au venit la Isus, spunându-i că oamenii din Capernaum au și început să-l caute. Ucenicii fuseseră amar dezamăgiți din cauza primirii care i se făcuse lui Hristos până atunci. Autoritățile de la Ierusalim căutau să-l omoare, până și oamenii din orașul lui încercaseră să-i ia viața. Dar la Capernaum fusese primit cu mare entuziasm și galileenii iubitori de libertate se găseau printre susținătorii împărăției celei noi. Dar, cu uimire, au auzit cuvintele lui Hristos: Trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. În agitația care se produsese la Capernaum, era primejdea ca scopul misiunii lui să fie pierdut din vedere. Isus nu se mulțumea să atragă atenția asupra sa doar ca la un făcător de minuni sau ca la un vindecător de boli ale trupului. El căuta să-i atragă pe oameni la el ca fiind mântuitorul lor. În timp ce oamenii se grăbeau să creadă că el venise ca împărat să întemeieze o împărăție pământească, el dorea să le îndepărteze mintea de la cele pământești și să-i conducă la cele spirituale. Succesul numai în cele lumești s-ar fi așezat în calea lucrării sale. Admirația mulțimii ușuratice îl supăra întotdeauna. El nu urmărea deloc în viață să se înalțe pe sine. Omagiul pe care lumea îl dă rangului, bogăției sau talentului, era străin de fiul omului. Isus n-a folosit niciunul din mijloacele pe care le folosesc oamenii pentru a câștiga supunerea și pentru a impune respectul. Cu sute de ani înainte de naștere, i se făcuse această preorocire. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu îl va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ. Isaia 42, cu 2 la 4 Fariseii căutau să se distingă prin împlinirea scrupuloasă a ceremoniilor, precum și ce prin milostenile și rugăciunile lor care izbeau privirile. Ei își dovedeau râvna pentru credință, făcând din ea subiectul convorbirilor. lor. Certurile între sectele adverse erau zgomotoase și îndelungate și nu era ceva neobișnuit să se audă glasul înverșunat al cărturarilor, certându-se pentru credință. Într-un contrast izbitor cu toate acestea era viața lui Isus. În viața lui nu s-a văzut vreodată vreo dispută zgomotoasă, o rugăciune bătătoare la ochi sau o faptă menită să-i atragă laude. Hristos era ascuns în Dumnezeu, și Dumnezeu se descoperea în caracterul fiului său. Către această descoperire dorea Isus să fie îndreptate inimile oamenilor și acesteia să i se dea cinstire. Soarele îndreptățirii n-a răsărit asupra lumii în strălucire pentru a copleși simțurile cu slava lui. Stă scris despre Hristos. El se ivește ca zorile dimineții. Osea 6,3 în liniște și pace, lumina zilei răsare asupra pământului, împrăștiind umbra întunericului și deșteptând lumea la viață. Așa a răsărit soarele îndreptățirii cu tămăduirea sub aripile sale. Maleah 4,2 Capitolul 27 Poți să mă curățești. Capitolul acesta este scris pe temeiul celor din Matei: 8, 2 la 4, 9, 1 la 8, 32 la 34, Marcu 1, 40 la 45, 2 cu 1 la 12, Luca 5, 12 la 28. Dintre toate bolile cunoscute în Orient. Lepra era cea mai de temut. Caracterul ei incurabil și contagios, și efectul grozav pe care îl avea asupra victimelor, umpleau de groază chiar pe cei mai curajoși oameni. Printre iudei, ea era socotită ca o pedeapsă pentru păcate, și din cauza aceasta era numită bătaia, degetul lui Dumnezeu. Pătrunzând adânc, fiind cu neputință de vindecat și provocând moartea, era privită ca simbol al păcatului. Prin legea ceremonială, leprosul era declarat necurat, ca și când ar fi murit deja, el era îndepărtat din locuințele omenești. Tot ce atingea el era necurat. Aerul era contaminat prin respirația lui. Cel bănuit că are boala, trebuia să se învățișeze la preoți care aveau să cerceteze și să hotărască în cazul lui. Dacă era declarat lepros, era despărțit de familie, alungat din adunarea lui Israel și sortit să stea numai în tovărășia acelora care erau la fel de loviți ca și el. Legea era neînduplecată în cererile ei. Nici chiar împărații sau mai mari nu erau scutiți. Un monar, care ar fi fost atacat de această boală îngrozitoare, trebuia să predea sceptrul și să fugă din societate. Departe de prietenii și rudele lui, leprosul trebuia să poarte blestemul bolii sale. Era obligat să-și strige în gura mare boala, să-și sfâșie hainele și să dea semnalul de alarmă, prevenind pe toți să fugă de prezența lui molipsitoare. Strigătul necurat, necurat venind în tonuri jalnice de la exilații singuratici, era semnalul pe care oamenii îl auzeau cu groază și cu oroare. În regiunea unde lucra Hristos, erau mulți asemenea suferinți și vestea despre lucrarea lui a ajuns la ei, aducându-le o rază de speranță. Dar din zilele profetului Elisei nu se mai auzise, ca să se vindece un om de care se prinsese această boală. Ei nici nu îndrăzneau să spere că Isus va face pentru ei ceea ce nu făcuse pentru nimeni. Cu toate acestea, s-a găsit unul în a cărui inimă credința a început să încolțească. Dar omul bolnav nu știa cum să ajungă la Isus. Dacă era împiedicat să vină în legătură cu semenii lui, cum ar putea oare să se înfățișeze înaintea vindecătorului? Se întreba dacă Hristos ar vrea să-l vindece. Oare se va opri el să se uite la un om despre care se credea că suferă pedeapsa lui Dumnezeu? Nu cumva, ca și fariseii, sau chiar ca și doctorii, va rosti un blestem asupra lui și îi va spune să fugă din regiunile locuite de oameni? Se gândea la tot ce îi se povestise despre Isus. Niciunul dintre aceia care căutase reajutorul lui nu fusese izgonit. Bietul om s-a hotărât, totuși, să găsească pe Mântuitorul. Cu toate că era alungat din orașe, se putea să iasă în cale undeva, pe o cărare mărginașă, prin munți, sau să-l găsească învățând pe oameni afară din oraș. Greutățile erau mari, dar aceasta era singura lui nădejde. Leprusul a fost îndrumat către Mântuitorul. Iisus învăța lângă lac pe oamenii adunați în jurul său. Stând departe, leprusul prinde câteva cuvinte din gura Mântuitorului. Îl vede punându-și mâinile peste bolnavi, vede pe oloci, orbi, pe slebănoci și pe aceia care erau gata să moară de felurite boli, cum se ridică plin de sănătate, lăudând pe Dumnezeu pentru eliberarea lor. Credința din inimă îi se întărește. Vine mai aproape și tot mai aproape de mulțimea adunată acolo. Restricțiile care îi erau impuse, protecția oamenilor și teama cu care îl privesc toți, sunt uitate. El se gândește numai la fericirea sperată a vindecării. Înfățișarea lui era îngrozitoare. Boala a săpat făgașe adânci și corpul lui în descompunere e îngrozitor la privit. La arătarea lui, oamenii se dau înapoi îngroziți. Se îmbulzesc unii în alții, vrând să scape de atingerea lui. Unii încearcă să-l oprească, să se apropie de Isus, dar în zadar nu-i vede și nu-i aude. Cuvintele lor de scârbă nu-l impresionează. Vede numai pe Fiul lui Dumnezeu. Aude numai glasul care rostește viață celor ce sunt gata să moară. Înaintând către Isus, se aruncă la picioarele lui cu strigătul, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Isus îi răspunde, Da, vreau, fi curățit și puse mâna pe el. Matei 8 cu 3 Îndată o schimbare s-a petrecut cu leprosul. Carnea lui s-a însănătoșit, nervii lui au început să simtă, iar mușchii au prins putere. Pielea aspră, solzoasă, care caracterizează lepra, a dispărut și o prospețime ca pielea unui copil sănătos i-a luat locul. Isus a poruncit omului să nu spună ce lucrare se făcuse cu el, ci să se înfățișeze îndată cu un dar la templu. Un asemenea dar nu putea să fie primit până când preoții nu făceau o cercetare și nu se pronunțau că omul s-a vindecat. Oricât ar fi fost ei de lipsiți de bunăvoință să facă acest serviciu, nu puteau să nu facă cercetarea și să nu dea verdictul asupra cazului. Cuvintele Scripturii arată hotărârea cu care Hristos a spus omului ce trebuie să facă cât și obligația să tacă și să lucreze repede. Isus i-a poruncit cu tot din adinsul și a spus să plece numai decât și a zis, Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dacă preoții ar fi cunoscut faptele legate de vindecarea reprosului, ura lor față de Hristos putea să-i ducă la o hotărâre necinstită. Isus dorea ca omul să se înfățișeze la Templu, înainte ca vreo veste despre minune să ajungă la ei. În felul acesta, se putea câștiga o hotărâre nepărtinitoare, și leprosului vindecat să-i se îngăduie întâlnirea cu familia și cu prietenii lui. Mai erau și alte motive pe care Hristos le avea în vedere atunci când ceruse omului să tacă. Mântuitorul știa că vreșmașii lui căutau necontenit să-i restrângă activitatea și să îndepărteze pe oameni de la el. Știa că dacă vindecarea leprosului era popularizată în toate părțile, alți oameni care sufereau de aceeași boală s-ar fi adunat în jurul lui și s-ar fi zis că oamenii se puteau molipsi venind în atingere cu ei. Mulți leproși n-ar fi folosit darul sănătății așa ca să facă din el o binecuvântare pentru ei și pentru alții. Atrăgând pe leproș în jurul său, ar fi dat ocazie să fie acuzat că încalcă restricțiile legii ceremoniale. În felul acesta, lucrarea de predicare a Evangheliei ar fi fost împiedicată. Evenimentul a îndreptățit măsurile luate de Isus. Mulți oameni fuseseră de față la vindecarea leprosului și ei erau interesați să afle hotărârea preoților. La întoarcerea omului între prietenii lui a avut loc o mare mișcare. Fără să țină seamă de sfatul lui Isus, omul n-a făcut niciun efort să ascundă vindecarea lui. Ar fi fost, desigur, cu neputință să ascundă, însă leprosul a răspândit pretutindeni această întâmplare. Socotind că numai modestia lui Isus era aceea care îi impunea această restricție, el a mers în toate părțile vestind puterea acestui mare vindecător. El n-a înțeles că fiecare manifestare de felul acesta făcea pe preot și pe bătrâni și mai hotărât să distrugă pe Isus. Omul vindecat simțea că darul sănătății era foarte scump. El se bucura de tăria puterii și de faptul că fusese redat familiei și societății și simțea că nu era cu putință să se oprească de a da slavă medicului care îl vindecase. Dar faptul că el trâmbița în toate părțile lucrul acesta a făcut ca lucrarea Mântuitorului să fie împiedicată. Lumea a venit la el într-un număr atât de mare încât a fost obligat ca pentru o vreme să-și înceteze lucrarea. Toate faptele săvârșite de Hristos în lucrarea sa aveau o țintă larg cuprinzătoare. Aceasta cuprindea mai mult decât părea la prima vedere, așa și în cazul leprosului. În timp ce Isus ajuta tuturor acelora care veneau la el, dorința lui era să dea o binecuvântare și acelora care nu veneau. În timp ce atrăgea pe vameși, pe păgâni și pe samariteni, el dorea să ajungă la inima preoților și învățătorilor care se închiseseră în prejudecată și în tradiție. El n-a lăsat neîncercat niciun mijloc prin care se putea apropia de ei. Trimițând pe leprosul vindecat la preot, el le-a dat o dovadă al cărei scop era să le dezarmeze prejudecățile. Fariseii susținuseră că învățătura lui Hristos se împotrivea legii pe care Dumnezeu o dăduse prin Moise, dar îndrumarea datele prosului vindecat de a aduce un dar așa cum cerea legea devenea netemeinicia acestei acuzații. Aceasta era o mărturie îndestulătoare pentru toți aceia care doreau să fie convinși. Conducătorii din Ierusalim trimise să răi scoade să găsească un pretext pentru a da pe Hristos la moarte. El a răspuns dându-le o dovadă despre iubirea lui față de neamul omenesc, despre respectul lui față de lege și despre puterea pe care o avea de a scăpa oamenii de păcat și de moarte. Așa a fost mărturisit despre ei: ei îmi întorc rău pentru bine și ură pentru dragostea mea. Psalmi 109:5. El care a dat pe munte învățătura aceasta: iubiți pe vrăjmașii voștri, a dat personal pildă de tărie a principiului, neîntorcând rău pentru rău, o cară pentru o cară, din potrivă binecuvântând. Matei 5, 44, 1 Petru 3, 9. Aceiași preoți care condamnaseră pe lepros la izolare, adevereau acum vindecarea lui. Sentința aceasta adusă la cunoștință în mod public și trecută în registru, era o mărturie de netăgăduit în favoarea lui Hristos. Și atunci când omul vindecat a fost din nou primit în adunarea lui Israel pe temeiul asigurării preoților că nu mai era nicio urmă de boală asupra lui, el însuși era o mărturie vie pentru binefăcătorul său. Plin de bucurie, el a adus darul și a proslăvit numele lui Isus. Preoții erau convinși de puterea dumnezeiască a Mântuitorului. Lor li se dăduse ocazia să cunoască adevărul și să fie binecuvântați cu lumină. Dacă o le pădau, ea s-ar fi îndepărtat fără să mai revină vreodată. Mulți le pădaseră lumina, dar ea n-a fost dată în zadar. Multe inimi au fost mișcate, dar pentru o vreme n-au dat niciun semn. În timpul vieții Mântuitorului, lucrarea lui părea să trezească puțină iubire din partea preoților și învățătorilor dar după înălțarea lui, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Fapte 6 cu 7 Lucrarea lui Hristos pentru curățirea leprosului de această boală grozavă este o ilustrație cu privire la lucrarea lui prin care curățe sufletul de păcat. Omul care a venit la Isus era plin de lepră. O travă ei mortală îi îmbibase tot corpul. Ucenicii căutaseră să ferească pe Domnul ca nu cumva să se atingă de el, fiindcă oricine atingea un lepros, devenea el însuși necurat. Dar așezându-și mâna asupra leprosului, Isus n-a fost infectat, ci atingerea lui a dat putere de viață. Lepra a fost curățită. Tot așa stau lucrurile și cu lepra păcatului atâncă înrădăcinată, ucigătoare și cu neputință de a fi curățată de putere omenească. Tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din tălpi până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie. Isaia 1, cu 5 la 6 Dar Isus, venind să locuiască în corp omenesc, nu se mânjește. Prezența lui are putere vindecătoare pentru păcătos. Oricine cade la picioarele lui spunând în credință, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești, va auzi răspunsul, Da, vreau, fi curățit. Matei 8, cu 2 și 3 În unele cazuri de vindecare, Isus n-a dat îndată binecuvântarea cerută, dar în cazuri de lepră, când i se cerea ajutorul, cererea era ascultată de îndată. Atunci când ne rugăm pentru binecuvântări pământești, răspunsul la rugăciune poate să întârzie sau se poate ca Dumnezeu să ne dea altceva decât ceea ce cerem, dar nu așa se întâmplă când cerem să fim scăpați de păcat. Voința lui este tocmai să ne curățească de păcat, să facă din noi copii lui și să ne dea putere pentru a trăi o viață sfântă. Hristos s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest viacă rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Galateni 1:4. Și îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i-le-am cerut. 1 Ioan 5 cu 14 și 15. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1 cu 9. La vindecarea slăbănugului din Capernaum, Hristos a dat aceeași învățătură. El a săvârșit minunea pentru a da dovadă despre puterea de a ierta păcatele. Vindecarea slăbănogului ilustrează și alte adevăruri prețioase. Ea este plină de nădejde și încurajare, iar din cele întâmplate cu fariseii porniți pe ceartă, ea are și o învățătură plină de avertizări. Ca și leprosul, slăbănogul pierduse orice nădejde de vindecare. Boala lui era urmarea unei vieți de păcat și suferințele lui erau făcute și mai amare din cauza remușcărilor. De multă vreme ceruse el ajutor pariseilor și doctorilor, sperând să fie scăpat de suferințele lui spirituale și fizice. Dar ei îl declaraseră curăceală ca fiind nevindecabil și fusese lăsat să sufere mânia lui Dumnezeu. Fariseii priveau suferința ca o dovadă a disgrației divine și se țineau departe de cei bolnavi și de cei suferinți. Se întâmplă însă adesea ca tocmai aceia care se credeau așa de sfinți să fie mai vinovați decât oamenii suferinți pe care îi condamnau. Omul paralizat era cu totul lipsit de ajutor. Și văzând că nu mai e nădejde să-i vină de undeva scăpare, căzuse în disperare. Atunci, a auzit de lucrările minunate ale lui Isus. I s-a spus că alții, tot așa de păcătoși și desnădăjduiți ca el, fuseseră vindecați, că până și leproșii fuseseră curățiți. Prietenii care i-au spus lucrurile acestea i-au dat curaj să creadă că și el ar putea să fie vindecat dacă ar fi dus la Isus. Dar nădejdea lui s-a spulberat când și-a adus aminte în ce chip venise boala asupra lui. Se temea că nu cumva medicul cel neprihănit, să nu-l suporte în fața lui. Dar el nu dorea atât de mult vindecarea fizică, cât eliberarea de povara păcatului. Dacă ar fi putut să vadă pe Isus și să primească asigurarea iertării și a păcii cu cerul, el ar fi fost mulțumit fie să trăiască, fie să moară după voia lui Dumnezeu. Strigătul omului pe moarte a fost: O, oh, de aș putea ajunge în fața lui nu era timp de pierdut. Carnea lui prăpădită începea să dea semne de descompunere. Cu lacrimi în ochi, i-a rugat pe prietenii lui să-l ducă pe pat până la Isus, lucru pe care ei nu l-au făcut cu mare plăcere. Dar mulțimea care se adunase înăuntru și în prejurul casei unde era mântuitorul era așa de deasă încât era cu neputință pentru bolnav și pentru prietenii lui să ajungă la el sau chiar numai până acolo unde să-i audă glasul. Isus predica în casa lui Petru. După obicei, ucenicii lui ședeau acolo. Au venit și niște farisei și învățători ai legii din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim. Aceștia veniseră ca iscoade căutând o acuzație împotriva lui Isus. În afară de aceste persoane oficiale, în mulțimea amestecată, se înghesuiau oameni mânați de zel, de blavie, de curiozitate și chiar necredincioși. Erau reprezentate acolo diferite naționalități și toate clasele sociale, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Duhul vieții plana asupra adunării, dar fariseii și cărturarii nu i-au simțit prezența. Ei nu și-au simțit lipsa și vindecarea nu era pentru ei. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. Luca 1, cu Cei ce duceau pe omul paralizat au încercat de nenumărate ori să-și facă drum prin mulțime, dar în zadar. Bolnavul privea în jur într-o grozavă disperare. Când ajutorul de atâta vreme căutat era așa de aproape, cum putea să renunțe la speranța sa? După îndemnul lui, prietenii l-au urcat sus pe acoperișul casei și, desfăcând îmbelișul, l-au lăsat înăuntru la picioarele lui Isus. Cuvântarea sa a fost întreruptă. Întuitorul a privit la fața plină de durere și a văzut ochii rugători ațintiți asupra lui. A înțeles totul, căci el adresese la sine această ființă desnădăștuită de și îndoielnică. În timp ce omul paralizat era încă acasă, mântuitorul îi adusese convingerea în conștiință. Când s-a pocăit de păcatele lui și a crezut în puterea lui Isus de a-l vindeca, îndurările dătătoare de viața ale mântuitorului au căzut de prima dată ca o binecuvântare asupra inimii lui însetate. Isus urmărise cea din tâi scânteie de credință, care crescuse până la convingerea că el era singurul ajutor al păcătosului și văzuse cum aceasta devine tot mai puternică cu fiecare efort de a veni înaintea lui. Acum, în cuvintele care atinseseră urechea suferindului ca o melodie plăcută, Mântuitorul a zis, Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Povara disperării cade de pe inima omului bolnav, pacea iertării se așează asupra Duhului său și strălucește pe chipul său. Durerea fizică s-a dus și întreaga lui ființă e transformată. Slebănogul nenorocit este vindecat, păcătosul vinovat este iertat. În credință simplă, el primise cuvintele lui Isus ca fiind darul unei vieți noi. El n-a mai cerut nimic ci a rămas într-o tăcere plină de fericire, prea plin de bucurie pentru a mai putea vorbi. Lumina cerească strălucea asupra feței lui și oamenii priveau uimiți la scena aceasta. Rabinii așteptaseră plin de nerăbdare să vadă ce hotărâre ia Hristos în cazul acesta. Și-au adus aminte că omul venise la ei după ajutor și că ei refuzaseră a-i da nădejde sau a-i arăta simpatie nemulțumindu-se numai cu atât, declaraseră că omul suferea un blestem dumnezeiesc pentru păcatele lui. Lucrurile acestea au revenit cu putere în mintea lor când au văzut acolo pe omul bolnav. Au observat interesul cu care toți urmăreau scena și au simțit o teamă nespusă că își vor pierde influența asupra poporului. Acești demnitari n-au schimbat niciun cuvânt, dar privind unii la alții, au citit același gând și anume că trebuie făcut ceva pentru a opri vălul simțemintelor. Isus declarase că păcatele slăbănogului erau iertate. Pariseii au considerat aceste cuvinte ca o hulă și au plănuit să prezinte lucrurile acestea ca un păcat vrednic de moarte. Ei și-au zis în inima lor, Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Marcu 2,7 ațindindu și privirile asupra lor, priviri sub care ei au început să tremure și să dea înapoi, Isus a zis, Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice, iertate sunt păcatele? Sau a zice, scoală și umblă? Dar ca să știți că fiul omului are putere și pe pământ să ierte păcatele, Scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Atunci, acela care fusese adus la Isus pe o targă, se ridică pe picioarele sale, care prinseseră din nou elasticitate și tăria tinereții. Sângele dătător de, de viață aleargă prin vinele lui. Fiecare organ al trupului pornește deodată la lucru. Strălucirea sănătății a locul paloarei morții atât de aproape și, în dată, slăbănogul s-a sculat și și-a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că, toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am mai văzut așa ceva. O minunată iubire a lui Hristos, care se apleacă să vindece pe păcătoși și pe suferinți. Divinitatea simte împreună cu omul, ușurându-i durerile și suferințele o minunată putere dată astfel pe față pentru fiii oamenilor. Cine se mai poate îndoi de solia mântuirii? Cine poate da la o parte îndurările unui mântuitor plin de milă? A fost nevoie de putere creatoare pentru a reface sănătatea acelui trup în stare de descompunere. Același glas care a dăruit viață omului creat din țărâna pământului a rostit cuvinte de viață și pentru slăbănocul muribund. Și aceeași putere care a dat viață trupului a reînnoit și inima. Acela care la creațiune a zis și s-a făcut, care poruncește și ce poruncește ea ființă, Psalm 33,9, rostise o hotărâre de viață pentru omul mort în greșeli și păcate. Vindecarea trupului era o dovadă a puterii care înnoise inima. Hristos a poruncit slăbănogului să se ridice și să meargă. Ca să știți, a zis el, că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Slăbănogul a găsit în Hristos vindecarea atât pentru suflet cât și pentru corp. Vindecarea spirituală a fost urmată de vindecarea fizică. Învățătura aceasta nu trebuie să fie trecută cu vederea. Astăzi sunt mii de oameni care suferă boli fizice care, ca și slăbănocul, ar dori să aude cuvintele: Păcatele tale sunt iertate. Povara păcatului cu neliniștea și cu dorințele lui neîmplinite este cauza bolilor lor. Ei nu pot să afle odihnă câtă vreme nu vin la vindecătorul sufletelor lor. Pacea pe care numai El o poate oferi va da putere minții și sănătate corpului. Isus a venit să nimicească lucrările diavolului. În el era viață și el zice, am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. El este duh datător de viață, 1 Ioan 3 cu 8, Ioan 1 cu 4, 10 cu 10, 1 Corinten 15 cu 45. El are și acum aceeași putere datătoare de viață ca și atunci când vindeca bolnavii pe pământ și rostea iertare pentru păcătoși. El îți iartă fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. Psalmul 103,3 Efectul produs asupra oamenilor prin vindecarea slăbănogului era ca și când s-ar fi deschis cerul și s-ar fi descoperit slava unei lumii mai bune. Când omul vindecat a trecut prin mulțime, binecuvântând pe Dumnezeu la fiecare pas și purtând povara lui ca și când ar fi fost ușoară ca un fulg, Oamenii s-au dat înapoi ca să-i facă loc și cu fața înspăimântată priveau spre el șoptind unul către altul. Azi am văzut lucruri nemaipomenite. Fariseii erau muți de uimire și copleșiți din cauza înfrângerii. Ei văzuseră că aici nu e loc pentru ca gelozia lor să aprindă mulțimea. Minunea săvârșită asupra omului pe care ei îl părăsiseră sub mânia lui Dumnezeu, îi impresionase pe oameni atât de mult încât pentru un timp rabinii au fost uitați. Ei au văzut că Hristos are puterea pe care ei o atribuiau numai lui Dumnezeu. Cu toate acestea, demnitatea purtării lui amabile era într-un contrast izbitor cu purtarea lor îngânfată. Ei erau dezorientați și umiliți, recunoscând, dar nemărturisind că în fața lor e o ființă superioară. Cu cât era mai puternică dovada că Isus avea putere pe pământ să ierte păcatele, cu atât mai mult ei se afundau în necredință. Din casa lui Petru, unde văzuseră pe slăbănoc vindecat prin cuvântul Domnului, ei au plecat mai departe ca să născocească noi planuri pentru a aduce la tăcere pe Fiul lui Dumnezeu. Bolile trupești, oricât de rele și înrădăcinate, erau vindecate prin puterea lui Hristos. Dar boala sufletească își înfigea rădăcinile tot mai adânc în aceia care închideau ochii față de lumină. Lepra și paralizia nu erau așa de îngrozitoare ca bigotismul și necredința. În familia slăbănocului vindecat a fost o mare bucurie când el s-a întors acasă ducând cu ușurință patul pe care foarte încet fusese luat din fața lor cu puțin timp mai înainte. Ei s-au adunat cu lacrimi în ochi în jurul lui, abia îndrăznind să-și creadă ochilor. El stătea în fața lor plin de putere. Brațele pe care ei le văzuseră lipsite de viață, acum erau gata să se supună voinței lui. Carnea lui zbârcită și vânătă era acum fragedă și rumenă. El mergea cu pas hotărât și liber. Bucuria și speranța erau scrise pe fiecare trăsătură a feței lui și o expresie de curățire și de pace luase locul urmelor păcatului și suferinței. Mulțumiri pline de bucurie se înălțau din casa lor și Dumnezeu era proslăvit prin fiul său care redase nădejde celui dezamăgit și tărie celui zdrobit. Omul acesta și familia lui erau gata să-și dea viața pentru Isus. Nici o îndoială nu întuneca credința lor, nicio umbră de necredință nu înja încrederea în acela care adusese lumină în casa lor întunecată.